Conferința a fost organizată la solicitarea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere noutățile referitoare la cardul național. Acesta va intra în vigoare începând cu data de 1 mai, va avea o valabilitate de 5 ani și va deconta serviciile medicale de care fiecare dintre noi vom beneficia în interiorul acestei perioade. Dacă, din diverse motive, asiguratul nu va intra până la 1 mai 2015 în posesia cardului, el va putea primi servicii de sănătate în baza adeverințelor eliberate de Casa de Sănătate. Deci să nu se creeze impresia că vom priva de servicii de sănătate asigurații care, din diverse motive, nu au acest card de sănătate până la 1 mai 2015. Pentru a beneficia de decontarea serviciilor medicale, asiguratul trebuie să îl activeze prin alegerea unui cod PIN format din 4 cifre. Cod PIN pe care trebuie să-l țină doar dumnealui. Cardul nu trebuie să rămână la niciun furnizor de servicii medicale. Este ca și buletinul, da? Răspundem de el. Îl avem și răspundem. De câte ori mergem la un furnizor de servicii medicale, chiar și până la 1 mai 2015, trebuie să utilizăm acest card.